Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, convocarea ședinței ordinare de astăzi a fost publicată în presa locală și a fost afișată la sediu potrivit procedurii prevăzute de codul administrativ. Convocarea la ședință, proiectele de hotărâri și materialele de fundamentare au fost comunicate consilierilor județeni. Dau cuvântul domnului secretar general al județului, care va face apelul nominal și va stabili și prezența. Domnul. La ședința de astăzi participă un număr de 32 consilieri și președintele Consiliului Județean Galați. Ședința poate continua. Potrivit prevederilor articolului 138, aliniatul 13, 14, 15 din Codul Administrativ, va fost prezentat la mapă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 mai 2020. Dacă sunt observații, supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă, cine se abține. Cu privire la ordinea de zi, vă solicit completarea acesteia cu următorul proiect de hotărâre. Rectificarea bugetului local al județului Galați și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Fac precizarea că proiectul de hotărâre are vizele comisiilor de specialitate. Supun la vot completarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al județului Galați și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Dacă aveți o alte observații cu privire la ordinea de zi, așa cum a fost transmisă și publicată la MAPE, în presa locală, supun la vot ordinea de zi cu modificarea solicitată. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 1 din ordinea de zi, modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 2 din ordinea de zi, modificarea statului de funcție al Muzeului de Istorie Paul Păltânea Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 3 din ordinea de zi, aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din planul de menținere al calității aerului județul Galați 2019-2023. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 4 din ordinea de zi, atestarea completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 5 din ordinea de zi, aprobarea regulamentului de distribuire a masei lemnoase din vegetația din afara Fondului Forestier Național, aflată pe aliniamentul drumului județene de pe raza administrativă teritorială a județului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 6 din ordinea de zi. Modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați numărul 38 din 30.01.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice rezultați din SF, studiul de fezabilitate, privind realizarea obiectivului de investiție, amenajare rampă, stocare temporară deșeuri menajere, amplasată la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau la documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 7 din ordinea de zi,
Modificarea Da, vă rog. Trecem la punctul 7 din ordinea de zi, modificarea hotărârii Consiliului Județean Galați numărul 258 din 28.11.2019 privind aprobarea proiectului tehnic privind realizarea obiectivului de investiție, consolidare și modernizare corp E, bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, alocarea unor sume pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați în vederea implementării proiectului Cooperare Transfrontalieră și Cercetare prin abordarea interdisciplinare a genezei manifestărilor clinice și aspectelor terapeutice preventive ale tulburărilor specifice de limbaj oral, scris și dezvoltării de metode inovative de intervenție în zona transfrontalieră CERDIS. Este un proiect al celor de la Câjirai, un proiect foarte frumos. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem la punctul 9 din ordinea de zi, aprobarea necesarului de echipament, materiale igienico-sanitare, precum și a normativelor valorice de cheltuieli pentru hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, jucării, rechizite, materiale cultural-sportive și sume de bani pentru nevoi personale pentru copiii și tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem și la punctul 10 din ordinea de zi. Rectificarea bugetului local al județului Galați și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023. Dacă aveți observații cu privire la proiectul de hotărâre sau documentația de fundamentare. Fiind vorba despre o hotărâre cu privire la buget, adoptarea acesteia se realizează pe articole. Supun la vot articolul 1 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot articolul 2 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot articolul 3 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot articolul 4 din proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Trecem și la ultimul punct din ordinea de zi, rapoarte, informări, întrebări, interpelări diverse. Dacă aveți observații cu privire la informările sau rapoartele ce v-au fost prezentate la mapă. Vă rog. Ok, mulțumesc și eu. Într-adevăr, au fost cei de la Autoritatea Județeană, au fost pe trasee, au făcut verificări. Într-adevăr, unele dintre cele sesizate de dumneavoastră sau cei care v-au sesizat și pe dumneavoastră se confirmă, pentru că, din păcate, sunt transportatori care nu au înțeles
să respecte nici regulile de distanțare socială și de protecția călătorilor și, din păcate, au fost și situații în care, iarăși repet, din păcate, n-au respectat nici programul orar legat de cursele regulate pe care trebuiau să le facă. Și lucrul ăsta s-a întâmplat pe mai multe trasee din județ. Toți transportatorii au fost informați, tuturor li s-a dus la cunoștință, li s-a dus la cunoștință despre cele întâlnite în teren. Sperăm ca, eu știu, cât mai repede guvernul să rezolve problema cu acea ordonanță de guvern, unde să reluăm procedurile de desemnare a operatorilor pentru transportul interjudețean, astfel încât toate problemele astea sesizate să le trecem și în caietele de sarcini, ca pe viitor astfel de lucruri să nu-și mai permită niciun transportator, să nu-și mai permită de la sine putere să facă curse așa după bunul plac, așa cum crede el că s-a privatizat inclusiv drumurile, s-au privatizat inclusiv drumurile județene. Deci aveți încredere că este un subiect pe care îl vom monitoriza și ne vom apleca cu maximă seriozitate asupra lui, că nu este posibil sau nu e posibil ca un operator să ia decizii fără să ne informeze sau să ia decizii pe anumite trasee și oamenii să stea să aștepte în stații pentru că au considerat ei că nu se justifică, eu știu, cursa respectivă. Mulțumesc. Dacă mai este cineva care vrea să mai intervină, cu mare drag. Dacă nu, vă mulțumesc mult pentru prezența de astăzi.